Rusia va fi atacată. Este cu tremur total la Moscova. Ordinul a fost deja dat. Ucraina pare să nu cedeze cu niciun chip în fața agresiunii ruse. Anunțurile făcute de Kiev că armata ucraineană va recucera toate teritoriile rupte de la țara mamă i-au făcut pe ruși să și a măsuri. Ne urma ordinelor venite probabil direct de la Moscova, imaginile luate din satelit arată că în Crimea planurile defensive sunt întoi, rușii se pun tranșe pe kilometri întregi. Ucraina își vrea teritoriile anexate de ruși înapoi, iar peninsula Crimea este una dintre țintele principale. Anunțurile făcute de Kiev sunt luate în considerare de Moscova. Armata rusă se pregătește să apere Crimea cu orice preț tranșele săpate se văd din satelit. În luna martie s-au împrimit 9 ani de la anexarea ilegală a peninsulei Crimea de către Rusia. Oficialii de la Kiev au anunțat în nenumărate rânduri că armata ucraineană va recuceri toate teritoriile ocupate de ruși. Imaginile din satelit furnizate de Maxar publicației The Washington Post arată că Rusia a construit zeci de tranșe în Crimea, zona de trecere către Ucraina kilometri de tranșe tactice săpăturile din zona orașului Medvedivka au durat mai multe săptămâni. Acum locul este acoperit cu un sistem elaborat de șanțuri care se întind pe mai mulți kilometri. Tranșele sunt săpate în forme unghiulare pentru a permite soldaților să tragă în mai multe direcții. În apropiere, conform imaginilor din satelit, se observă și alte fortificații, inclusiv șanțuri adânci concepute pentru a împiedica accesul tancurilor și vehiculelor grele. Maxar este o companie comercială de tehnologie spațială.